Știm că sunt bune la scris, dar am vrut să vedem cum se descurcă în bucătărie. De aceea, în ajun de sărbătorile pascale, le-am provocat pe blogherițele Doina Babcinski, Iuliana Mămăligă, Daniela Dermengi, Cristina Gurez, Mihaela Roșcov și Lia Ciutac să gătească checuri și cozonaci. Fetelor, îmi pare foarte bine că ne-am întâlnit încă o dată, nu doar online, dar și offline. Foarte încântată că am avut ocazia să gătim împreună și cu ocazia sărbătorilor pascale acum putem să facem o faptă bună, să îmbinăm motivul cu plăcutul. Și am decis să fac share cu o rețetă de chec pe care sper să o reușim să o gătim cu brio. Propun să facem și un cozonac pentru că tot din sărbătorile de Paști. Fetele de la Dream Team au fost ajutate de Artur, bucătarul restaurantului Beautiful by Cielo. Pentru o porție de chec avem nevoie de 2 ouă, 100 de ml de ulei Floris, 75 de grame de zahăr, 100 de grame de făină, 5 grame de praf de copt. Batem ouăle, adăugăm zahărul și mixăm până când obținem o masă cremoasă, după care se incorporează uleiul și la fel omogenizăm. Separat se amestecă făina cernută cu praful de copt, adăugăm făina amestecând în continuu. Compoziția în forma de copt unsă în prealabil cu unt și o dăm la cuptor la 175 de grade Celsius timp de 50-60 de minute. Arată mult mai bine decât variantele pe care le știu eu anterioare și uite, ard din nerăbdare să văd care va fi rezultatul final, să intră la cuptor și să fie într-un ceas bun. Ce este asta? Aluat! Pentru aluatul de cozonac avem nevoie de 1 litru de lapte, 250 de grame de unt, 6 ouă, 0,150 de grame de drojdie, 600 de grame de zahăr, 20 de grame de vanilie și stafide. Pentru umplutură am folosit fructe confiate, brânză, dulceață de coacăză și mac. Eu nu țin minte ultima dată când am făcut lucrul ăsta, dar îmi place enorm. Nu știu, mă rog, când o să am copii, eu sunt sigură că o să gătesc, pentru că nu am motivație suficientă să fac lucrul ăsta acum. Dar sunt sigură că ca mamă o să fiu gospodină foarte bună și o să pregătesc foarte multe dulciuri. Am impresia că trebuie să ai putere în mâini ca să faci chestia asta, ceea ce eu nu prea am. Și e mai greu. Adică trebuie efort. Mie îmi plac chestiile mai ușurele, pânuțe, care de fapt îți face plăcere să le faci, nu să depui efort. Unica la mine este bucătar. Deci te-am nimerit. Și mătușa mea tot este bucătar și mama mea nu este bucătar, dar eu o deprins foarte bine arta asta. Gătitul își gătește foarte gustos. Din păcate, la Mihaela nu am. Fetelor, eu am o idee. Astăzi am să fac cozonacul meu în altă formă. Mai întâi am să pregătesc aluatul în 3 diluțe. După asta vedeți ce voi experimenta. Blogherițele au recunoscut că sunt bune în bucătărie, însă nu au prea mult timp pentru a sta la cratiță. Înainte de sărbători, tinerele obișnuiesc să gătească alături de mamele lor, deși recunosc că deliciile culinare nu ies așa ca cele ale bunicăi. Pe cât timp trăia bunica mea, noi obișnuiam și făceam cozonaci, cum se spune la mine la țară, învârtite, da? La cuptor și era un proces destul de îndelungat, deci se începea undeva, să zicem, la 7 dimineața și se termina spre seara târziu și chiar rezistam tentației până la Paști să nu gustăm din bunătățurile respective. Erau puse în casa mare, acoperite cu nu mai știu ce buprosoape. De exemplu, fiind la oraș, maică-mea nu face cozonaci. Pentru că, mă rog, în fiecare an experimentează și de fiecare dată ori sunt prea arși, ori sunt prea necopți. Eu cred că, totuși, ce e făcut la cuptor, așa cum era bunica în copilărie, rămâne a fi la cuptor. Și toate încercările astea de a adapta niște rețete tradiționale la condiții moderne este un eșec. Pentru că Daniela e vegetariană, pe masa de Paște a familiei ei nu vezi zare de carne.
aceasta este înlocuită cu alte produse sănătoase. Părinții mei mănâncă carne, sunt carnivori, dar la noi sărbătorile de Paște, de Crăciun au doar pește pe masă. Adică ei mănâncă și mănâncă doza lor de carne în alte zile, în lipsa mea. Între timp, pasca și cozonacii s-au copt. Noi zicem că blogherițele s-au descurcat de minune și sunt bune de măritat. Chiar a fost o provocare, zic eu, să facem aceste capodopere gastronomice. Pentru cineva a fost o adevărată provocare să improvizeze un hulup, da, Doina? Cum a fost? Pentru mine a fost chiar foarte nou să lucrez cu aluatul, că am mai avut încercări, dar niciodată n-am făcut un cozonac. Eu totdeauna zic că mie îmi place să mănânc acasă, pentru că acasă se face mâncarea cu dragoste. Corect. Și am făcut acest cozonac cu dragoste și am vrut doar, nu doar să simtă în gust sau, mă rog, spiritual vorbind, dar să fie chiar o formă de inimă. Eu cozonac am încercat, dar pasc nu am făcut, așa că eu cred că cu Mihaela am făcut echipă foarte bună. Și sper că pasca o să fie bună. Bunica mea s-ar mântri cu noi. Fetelor, eu cred că noi putem să facem o emisiune culinară. Noi votăm pro. Și seara de astăzi a fost un început frumos.